După moartea lui Moise, robul Domnului, Domnul a zis lui Iosua, fiul lui Nun, slujitorul lui Moise, Robul meu Moise a murit acum, scoală-te, treci ordanul acesta, tu și tot poporul acesta și intrați în țara pe care o dau copiilor lui Israel. Orice loc pe care va călcat talpa piciorului vostru, vi-l dau, cum am spus lui Moise. Ținutul vostru se va întinde de la pustie și Liban, până la râul cel mare, râul Eufrat, toată țara hetiților și până la marea cea mare spre apusul soarelui. Nimeni nu va putea să stea împotriva ta cât vei trăi. Eu voi fi cu tine cum am fost cu Moise. Nu te voi lăsa, nici nu te voi părăsi. Întărește-te și îmbărbătează-te, căci tu vei da în stăpânire poporului acestuia țara pe care am jurat-o părinților lor că le -o voi da. Întărește-te numai și îmbărbătează-te, lucrând cu credincioșie după toată legea pe care ți-a dat-o robul meu Moise. Nu te abate de la ea, nici la dreapta, nici la stânga, ca să izbutești în tot ce vei face. Cartea aceasta lege să nu se depărteze de gura ta. Cugete asupra ei zi și noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea, căci atunci vei izbunt știi, în toate lucrările tale și atunci vei lucra cu înțelepciune. Nu ți-am dat eu oare porunca aceasta? Întărește-te și îmbărbătează-te. Nu te înspăimânta și nu te îngrozi, căci Domnul Dumnezeul tău este cu tine în tot ce vei face. Amin. Amin. Să ocupăm locurile. Nu știu dacă primiți cu colinda și la ora asta, a trecut Crăciunul, cel puțin am venit să vă sorcovim, că așa se obișnuiește de, de anul nou. Noi suntem în, a, aproape de anul nou și suntem bucuroși să fim în această ultimă duminică din anul 2012 împreună cu dumneavoastră. Mulțumesc fratelui Victor pentru invitația care mi-a făcut-o. Și a, vreau să vă spun de la bun început că sunt onorat să particip împreună cu dumneavoastră la slujba aceasta de închinare și să vă spun că am o simpatie deosebită pentru dumneavoastră pentru că uh, am trecut printr-o experiență similară cu experiența dumneavoastră cât de curând și eu nu de mult. Uh, vreau să uh, vă încurajez în această dimineață spunându-vă că uh, Domnul este cu dumneavoastră în tot ce faceți. Unul dintre lucrurile care ne-au preocupat foarte mult atunci când am început Biserica Agape a fost să ne asigurăm că Domnul este cu noi în ceea ce facem. Pentru că dacă faci ceva de unul singur și nu este Dumnezeu alături de tine, în mod sigur eșuiezi. Dar dacă Domnul este cu tine, există biruință și există viitor pentru ceea ce faci. A fost o zi foarte specială în viața mea și a familiei mele când ne-am rugat Domnului să facă o minune. Ați trecut prin asemenea momente? Amin. Efectiv, nu n -am, n am mai putut să ne rugăm. Spuneam, Doamne, dacă odată am avut nevoie de vreo minune, acum am. Te rog să faci ceva. N-am mai putut să ne rugăm, ne-am ne ridicat, am stat pe sofă și așteptam. Știți cum se lasă liniștea aceea după o rugăciune cu inimă grea, cu inimă amară? S-a lăsat liniștea aceea în care nu îndrăzneam nici măcar un cuvințel, să spunem, unul celuilalt. Și a sunat telefonul. Prima reacție este că ăștia te deranjează, domnule, și când te rogi, nu? Am luat telefonul pentru că unul dintre principiile mele de slujire a fost să răspund la orice telefon, la orice zi, la orice oră din zi sau noapte. Asta a fost unul dintre principiile mele, am luat telefonul. Mi-am adresat vocea să nu sun uh, supărat. Numerez <laughs> vreun frate sensibil, nu? Care deja știe că nu zâmbești când vorbești la telefon. <laughs> Și... Spre marea mea surprindere, la capătul celălalt era o femeie americană. Zice, sunteți pastorul la scău? Yes. Zice, eu sunt a unui hotel. Nou remodelat și mă gândeam așa, nu cumva aveți nevoie de un spațiu pentru biserică? Mi-am zis, cum să nu? Aveți un loc așa de vreo 200 de locuri. Zice, și de 500. Și unde-i? Mi-a spus un, undeva lângă aeroport. Știți cum urci câteodată până la Everest și apoi cobori până la dâncurile submarine, nu în câteva secunde. Gimnastica asta este foarte periculoasă, mai ales la o anumită vârstă. Nu vă recomand. Totuși, am zis, nu aveți ceva mai aproape. Mai aproape de ce? Păi spun aici de intersecția asta I-17 cu uh, 101. Zice, nu îmi pare rău, dar zice, am o prietenă. O să te sună imediat. În 5 minute, prietena ei m-a sunat. Și avea un loc la un hotel foarte aproape de biserica unde am slujit 10 ani. Ne-am dus, am plătit și am închiriat sala de biserică pentru noua biserică Agape. Spunea soția, acum, slavă Domnului, biserică avem, da, vine cineva cu noi sau <laughs> mergem singuri? Îmi făceam calculele, mai ales duminică dimineața, mergeam la noua biserică, mi-am găsit un geamantan, am pus toate cărțile de cântări care le-am găsit în garaj, le-am pus în, în uh, geamantan și am plecat la biserică. Și făceam socotele, soția mea vine, că e cu mine în mașină deja, am trei băieți, vin și ăștia cu nevestele, dacă mai vine un cuscru 2, deja stăm bine, mai știam vreo 2-3 din biserică că vin. Ziceam, Doamne, dacă vin 20, încep, începutul e grozav. Să știți că nu e greu să, să te descurajezi când pleci de la o biserică de 500 de membri, nu? Și ajungi să fii mulțumit cu 20, nu? Nu este deloc greu să capeți o descurajare totală. Totuși, ziceam, dacă vin 20, e un semn că Dumnezeu vrea să începem ceva nou. Au venit 60. La ora actuală avem aproape 200. Slăviți să fie Domnul pentru lucrarea pe care El a făcut-o. Am vrut să vă spun lucrul acestea, să vă încurajez. Spuneam că de la bun început ne-am asigurat că Domnul să fie cu noi. Și am început să căutăm în Biblie toate versetele în care era expresia aceasta Domnul este cu tine. Primele predici din biserica noastră au fost bazate pe asemenea texte. Unul dintre acestea, locuri din scriptură, pe care aș vrea să vi-l menționez în această dimineață, ca să vă încurajez și pe dumneavoastră, l-am găsit în Faptele Apostolilor, capitolul 18. Pavel Apostolul este în Corint. Este descurajat, a ținut o evangelizare la Atena, nu a avut mare succes, a, a rămas fără sponsori. Nu? Când nu se pocăiește nimeni, după ce predice Evanghelia, nu mai dau frații bani. Și a trebuit să se apuce să facă corturi. S-a dus cu Acuila și Priscila, lucra împreună cu ei, dar sâmbătă se ducea la sinagogă. Ei bine, la sinagogă aceasta, Spune versetul 6 din capitolul 18, a dat peste niște iudei care îi se împotriveau și îl bat Acum, nu este suficient că cineva nu e de acord cu ceea ce spui tu, dar când și bate joc de tine, este, este foarte greu, credeți-mă. Este foarte greu. A dat peste combinația aceasta care, Doamne, nu știu de ce o găsim între români foarte des, nu? împotrivitor și bajocoritor. Asta Avem un talent deosebit să combinăm calitățile astea două împreună. Apostolul Pavel putea să facă două greșeli fundamentale pe care suntem înclinați să le facem când dăm de soiul ăsta de oameni. Greșeala numărul unu este să te superi pe Domnul și pe biserica lui și să te duci să te apuci să faci corturi. Și să nu mai vii la întrepocăiți niciodată în restul vieții tale. Motiv pentru care vreo 80% din tinerii care termină un seminar teologic în America abandonează slujirea și se duc în lumea businessului. Pentru că este foarte greu să, să lupți cu împotrivitori și cu baz Dacă ar fi numai împotrivitori, mă rog, intelectual, teologic, lupți cu ei, cu ideile, nu? Dar batjocura nu are de-a face cu ideile, are de-a face cu persoana. Și știți foarte bine ce dureros este când cineva își bate joc de tine, de soția ta, de copiii tăi, de familia ta, nu? Emoțional ești zdruncinat. Pentru că oamenii în loc să atace idei, îi atacă pe cei care le propagă. Unul dintre defectele noastre românești este ăsta. Copiii mei au venit odată acasă și mi-au spus, tati, am aflat care este diferența între român și american. Care? Zic: deci, am jucat fotbal astăzi. când un american dă pe lângă poartă, toți colegii lui zic, good try. nu? Deci, când un român dă pe lângă poartă, toți la strigă, tâmpitule, prostule, nebun. Și toate cuvintele urâte posibile. Ok? Nu știu de ce noi, în loc să atacăm idei sau să discutăm idei sau să ne contrazicem în idei, atacăm oameni, atacăm persoane. Și când dai de, de făcătura asta, îți vine să tot te duci. Nu? Să te apuci de corturi, să te apuci de drywall, să te apuci de trocking... <laughs> De orice și să, să lași uh, suferințele astea să nu le mai înduri, nu? De dragul copiilor tăi, a soției, a familiei tale. Îți vine să tot te duci. Te apuci de altceva. Asta e o greșeală foarte mare. A doua, la fel de mare, este să rămâi să te bați cu ei. Să spui, Bă, stai că nici eu nu dau chirie la gură, ok? Uh, nici eu nu sunt chiar așa de prost cum credeți voi. Mă pricep și eu la ironii, nu? Știu și eu să-mi joc de voi, cum vă bateți voi joc de mine. Și ce s-ar fi întâmplat? Ăsta ar fi fost ultimul capitol din Faptele Apostolilor, care scria despre Apostolul Pavel. Devenea unul ca ei. Devenea un împotrivitor și un bajocoritor și Dumnezeu nu are de-a face cu oamenii ăștia niciodată. Știți ce a făcut Apostolul Pavel? Ce am făcut noi și ce ați făcut și voi? Și-a scuturat praful, Ok? Și a zis așa, sângele vostru să cadă asupra capului vostru, eu sunt curat acum, de acum încolo mă voi duce la neamuri. După ce a ieșit de acolo, a intrat într-o casă a unui om temător de Dumnezeu, numit Iust, a cărui casă era vecină cu sinagoga. Vecină cu sinagoga. S-a dus și a deschis o biserică în vecinătate cu sinagoga. Next door. Noi ne-am dus numai la o mailă, mai încolo și a început să vestească Evanghelia, pentru că atunci când sunt oameni împotriva Evangheliei care o predici, tu du-te la alții care nu sunt împotriva. Dacă sunt oameni care nu mai vor să asculte Evanghelia ta, du-te la alții care sunt gata să asculte. Lumea asta e plină de păcătoși care au nevoie de mântuire. Du-te la ei. Începe ceva nou. Nu sta să te lupți cu frații. Trebuie să fie unul mai deștept când doi se bat, să nu se mai bate, nu? Cel mai deștept cedează. de -aia sunt mai deștept ca alții, așa e? Dar nu despre asta voiam eu să predic în această dimineață, ci am un alt subiect pentru dumneavoastră, dar introducerea e mai lungă, pentru că am vrut să vă încurajez, să vă asigur că Domnul este cu dumneavoastră Începeți ceva nou, de să un ogor nou, duceți un new life în comunitatea românească, încetați și încetăm să ne mai luptăm cu frații, avem cu altcineva trebuie să ne luptăm, competiția noastră nu sunt celelalte biserici, noi suntem în competiție cu diavolul pentru sufletele oamenilor, suntem în competiție cu localurile de perdiție din acest oraș care atrag tineretul și cu ei suntem în, suntem în competiție. Și vreau să vă asigur și să vă încurajez că ceea ce faceți este o lucrare bună pentru gloria lui Dumnezeu și pentru salvarea multor suflete. Textul pe care l-am citit în această dimineață din Iosua mi este foarte drag și. Sunt câteva principii aici extrem de importante, care cred că vă ne vor prinde bine la început de an și la început de lucrare. Încă sunteți în primul an așa. -i? Noi am sărbătorit deja. Un an în februarie, să aveți, noi am avut în, în 11 septembrie 9-11. 9-11, s-a întâmplat la noi. Dar la început de drum este foarte bine să vedem uh, câteva principii pe care Dumnezeu le-a uh, enunțat și le-a dat lui Iosua. Uh, era o mare schimbare și atunci a murit Moise, a venit Iosua, erau aproape să intre în Canaan. Uh, era un timp de mari frământări, de, un început nou dacă vreți. Așa cum un an este un început nou pentru noi, este un nou teritoriu în timp pe care parcurgem, dacă suntem și la începutul unei lucrări, cu atât mai bine este să ne amintim aceste principii pe care Dumnezeu le-a enunțat și le-a spus lui Iosua. Primul principiu pe care îl găsim în versetul numărul 1, iată ce spune cuvântul Domnului, după moartea lui Moise, robul Domnului, Domnul a zis lui Iosua, fiul lui Nun, slujitorul lui Moise. Stabiliți-vă foarte clar identitatea de la bun început. Noi suntem robii lui Dumnezeu și slujitorii oamenilor. Observați, Moise este robul lui Dumnezeu, Iosua este slujitorul lui Moise. Nu inversați niciodată în rolurile acestea. Noi trăim într-o lume, într-o societate care vrea să ne robească tot timpul, de la băncile care vor să ne robească cu împrumuturile care ni le dau, până la frații noștri din biserică, bisericile noastre care vor să ne transforme în robii lor. Noi suntem slujitorii oamenilor, dar suntem robii lui Dumnezeu. Este foarte greu pentru mintea noastră să înțeleagă ce înseamnă un rob. Un rob este proprietatea cuiva. Dumnezeu este stăpânul nostru, are drept de viață și de moarte asupra noastră, îi aparținem lui în întregime. Nu deveniți slujitorii Domnului. Stați robii Domnului. Stați robului Dumnezeu. Noi am vrea să fim slujitori, pentru că slujitorul vine la 8, pleacă la patru și a încheiat uh, timpul lui de slujire. Am vrea să fim slujitorii Domnului, nu-i așa? Ca să nu aibă uh, drept peste toate. Îi dăm Domnului toate cheile, dar câteva le păstrăm pentru noi, nu? Uh, mai ales să de la Casa de Bani, eventual de la Bedroom. Astea sunt ale noastre. El n-are ce căuta acolo. <coughs> Împărtășim cu uh, bosul câteva lucruri, dar nu toate. Dacă Dumnezeu este stăpânul nostru și noi suntem robi lui, ar trebui să ne purtăm ca atare. Pe partea cealaltă, oamenii nu merită să devii sclavul lor niciodată. Și feriți-vă să deveniți sclavii oamenilor, robi oamenilor. Am un prieten în România care spune așa, mă că oamenii ăștia din biserică nu merită să, să faci nimica pentru ei. Și de ce îmi face, am zis eu, ce de dragul Domnului. De dragul Domnului. S-au purtat urât cu mine, m-au tratat cum nu trebuie, dar de dragul Domnului, eu sunt robul lui Dumnezeu și ascult de stăpânul meu și slujesc acestor copii al lui chiar dacă se poartă urât cu mine. Să nu inversăm niciodată lucrurile acestea și uh, să avem grijă să rămânem robi lui Dumnezeu, dar slujitorii oamenilor. Am sezizat pe tinerii noștri de la grupa de laudă și închinare, uh, cântau un vers dintr-o cântare greșit. Ar trebui să facem puțină editare teologică, uneori și la cântările noastre. Uh, și scrie așa, domnește tu printre noi. Era un, un verset, cred că știți cântarea schimbați-o, domnește tu peste noi. Okay? Uh, pentru că dacă Domnul domnește printre noi împărații ăia la nu? Așa. Este el un, încă unul care domnește, cum domnim și noi, nu? Uh, aveți grijă la limbaj. Limba noastră poate să spună uh, lucruri care nu sunt bune, nu sunt corecte, nu? Nu sunt corecte teologic. Domnește tu peste noi. Tu ești Domnul, tu ești stăpânul, tu ești singurul Dumnezeu. Nu printre noi Dumnezei ceilalți, nu? Stăpânii ceilalți. Noi nu suntem egalii lui, lui Dumnezeu. El trebuie să domnească peste noi, nu printre noi. Un al doilea principiu care cred că ne va fi foarte folositor este acesta. Îl găsim în versetul 2. Robul meu Moise a murit acum, scoală -te și trece ordanul acesta, tu și poporul acesta, și intrați în țara pe care dau copiilor lui Israel. Chemarea noastră este să continuăm o istorie, nu să o întrerupem. Noi suntem chemați să ascultăm, nu să fim originali. Imaginați-vă că a murit Moise și Iosua s-ar purta ca unul dintre tinerii de astăzi, care ar gândi cam așa, n-au slavă Domnului că a murit și bătrânul ăsta, că în ultima vreme a fost dezastru. A fost dezastru. Ok? Una voia să zică și alta ieșea. Nu? Când venea, parcă pleca. Bine că am scăpat de el. Slavă Domnului! Fraților, Domnul mi-a dat o nouă viziune. Domnul zice, hei, hei, Iosua, eu nu te-am chemat pe tine să ai o nouă viziune. Eu am dat-o deja înaintașului tău, viziunea asta. Eu te chem să continui această viziune care eu ți-am dat-o. Nu să o întrerupi. Eu nu te-am chemat pe tine să te pun în locul lui Moise să-i duci pe ăștia în Canada. Nu în Canada, nu? Unul zicea că asta s-a întâmplat, Moise era bălbuit Vreau să zic Canada, da, e și Canan, și au ajuns în Canan. Mă rog. Eu nu te-am chemat pe tine să duci în altă țară. Nu te-am chemat să ai altă viziune decât aia care am dat-o eu lui Moise. Te-am chemat să fii credincios planului care eu l am. Vreau să fac o mică. Paranteză și să, să vă spun ceva foarte special. Eu cred că uh, mesajul nostru este același. Nu contează în ce biserică suntem sau este aceeași scriptură, nu, nu avem alta. Okay. Metoda, însă, de a o spune altora, trebuie să corespundă nevoilor și limbii oamenilor cărora le vorbim. nu? Am văzut că deja și dumneavoastră sunteți o biserică bilingvă, cum suntem și noi. Probabil peste 10 ani o să fie mai mulți americani aici decât români și noi o să tăcem mai mult și o să ascultăm mai mult la căști, nu? Ce se întâmplă în biserică. Asta, asta este, nu? Metodele se schimbă. Mesajul rămâne același. Dumnezeu nu v-a chemat acum uh, New Life Church să predicați o altă evanghelie, să faceți niște chestiuni năstrușnice care nu le-a mai văzut nimeni uh, niciodată până acum, să fiți original. Nu, nimeni nu este original, toată lumea... Nimic nu, nu este nou sub soare, hai să fim serioși, nu? Ce a fost, este, ce este au mai fost... Nu, nu putem să fim originali, nici nu ne cere Dumnezeu să fim originali, ne cere să fim credincioși, credincioși mesajului. Dumnezeu nu ne-a chemat să întrerupem istoria cu ceva ce n-a mai auzit lumea. Uitați-vă în, în societatea aceasta americană care pe care eu o numesc mistico-pragmatică. Este mistică pentru că vrea experiențe spirituale, dar și pragmatică pentru că vrea să meargă acasă cu ceva dacă vine la biserică. Și mentalitatea aceasta îi predispune pe oameni să facă lucruri trăznite. Ba, pică pe jos ca muștele și râd până nu mai pot, nu? O nouă găselniță, fac ceva ce nu a mai făcut nimeni, ca să, adună, să adune lume. Necazul este că dacă adun oameni cu asemenea lucruri, trebuie să-i ții cu asemenea lucruri. Dacă oamenii vin la biserica mea pentru că le dau gogoși, nu? Trebuie să le dau gogoși tot timpul, ca vorba nu mai vin, nu? Tot mai bune și mai mari și mai umflate și mai goale pe dinăuntru, nu? Dumnezeu nu ne-a chemat să, să facem ce nu a mai făcut nimeni niciodată. Nu asta este scopul. Scopul este să continuăm mesajul care l-au primit bunicii noștri și mi-a plăcut așa de mult. O soră s-a rugat și a mulțumit Domnului pentru că a fost turnul de adăposta bunicilor, a părinților și este al nostru. Și este Dumnezeul copiilor noștri și a nepoților noștri și a strănepoților noștri. Slăvi să fie Domnul El. El vrea să continuăm această istorie, nu să o întrerupem prin niște găselnițe în care mâine devenim mahomedan, cine știe ce... Uh, altă religie tâmpită devenim. Nu? Ajungem la altă destinație decât vrea Dumnezeu să ajungem. Vrem să ducem oameni în cer. Asta este singura destinație care este posibilă. Nu vrem să-i ducem la prosperitate. Nu vrem să-i ducem să fie happy, să fie cine știe cum. Vrem să-i ducem în cer. Asta este destinația. Canaanul ceresc. Nu trebuie să fim originali, să ducem în altă direcție. Ascultare și nu originalitate. Principiul numărul 3. Orice loc pe care l-a călcat alpa piciorului vostru, vi-l dau, cum am spus lui Moise. Succesul depinde să te afli în voia lui Dumnezeu, dar depinde și de hărnicia noastră. Succesul în lucrarea lui Dumnezeu depinde de voia Domnului. Trebuie să te afli pe traseu, trebuie să te afli pe direcția bună. Dumnezeu vrea să ne ducă în cetatea cerească, în Canaanul ceresc. Pe direcția asta ne aflăm. Suntem în voia lui Dumnezeu. Dar în același timp, succesul depinde și de hărnicia noastră. Cât bate talpa piciorului nostru? Vă rog, puneți talpa piciorului la lucru. Dumnezeu nu onorează oamenii leneci. Nu există Inspirație fără transpirație. Cum probabil la dumneavoastră nu este așa, dar la Pentecostal este foarte la modă chestia asta. Oamenii uneori vin la învon și spună fraților, nici n-am citit nimic, nu m-am pregătit deloc. Așa. Acum numai Domnul o să dea Domnul direct, el are un fir roșu cu Domnul, așa Domnul îi vorbește, el ne spune ce zice Domnul. Dacă ar fi așa, Doamne, bine ar fi. Dar de cele mai multe ori, lenea este îmbrăcată într-un ambalaj din ăsta religios pios. Nu? Oh, el nu știe nimica. Nimic nu știe. Nu? Slavă Domnului, el este curat. Domnul poate să-i dea direct așa, de sus din cer. Nu dă Domnul ăștia nimic. Ok? Dumnezeu nu onorează leneșii. Mulți dintre noi credem așa, oh, dacă suntem în a Domnului, uh, suntem buni, credincioși, Domnul o să ne dea mare succes, o să vină lumea la noi la biserică, o să creștem, o să se pocăiască oamenii. Dacă nu muncești, dacă nu pui pasul la drum, nu o să câștigi teren trebuie să muncești. Domnul cere muncă, cere transpirație, pune pasul la bătaie și cucerește noi teritorii pentru Domnul. Du-te unde n-ai mai fost. Fă ceea ce n-ai mai făcut. Se spune despre Moise că într-o zi, pe când păștea turma socrului său, s-a dus mai departe. Ideea asta mi-a plăcut foarte mult pentru că întotdeauna m-am gândit așa, Băi, dacă ne-am rugat noi un pic mai mult decât ne rugăm, nu? Dacă am citit noi mai multă Biblie decât citim, dacă am fi noi mai de treabă decât suntem, dacă ne-am duce un pic la mai mulți oameni decât la cât să ne ducem, dacă am dat mai multe telefoane, dacă am scrie mai multe scrisori, dacă am vorbit mai mult la radio, la televiziune, dacă ne-am duce pe internet, mai mult decât ne-am duce. Dacă -am, dacă am ieșit din rutină, dacă am ieșit din obișnuit, cred că s-ar întâmpla lucruri deosebite cu noi. Dar uneori stăm și ne ducem numai până la dealul ăsta. Numai până la dealul ăsta și astăzi și mâine și facem exact ceea ce am făcut și ne mănâncă rutina, ne mănâncă oboseala aceasta a repetiției exact același lucruri în continuu și în continuu. Făceți ceva ce n-ați mai făcut. Duceți-vă un pic mai departe. Treceți un pic dincolo de rutina de fiecare zi. Mergeți un pic mai departe. Noi suntem foarte bucuroși că Dumnezeu ne-a dat uh, lumina asta să începem să intrăm în lumea asta virtuală cu mesajul cuvântului lui Dumnezeu. Uh, deocamdată muncesc de unul singur, am nevoie de, de ajutoare și cred că Dumnezeu ne va da lucruri deosebite pentru că este un teren nou, este o, o posibilitate nouă. Poți să faci niște pași, să cucerești niște teritorii pentru împărăția lui Dumnezeu într-un domeniu în care nu am avut acces până acum. Ne-am străduit ca după primele trei luni de zile să ieșim pe internet cu serviciile biserice. Cum suntem așa de bucuroși că avem cam 500, în medie, 500 de vizionări la un serviciu și avem 500 la arhivă, tot la același serviciu. Și e un lucru extraordinar să ai 100 de oameni la biserică, vorba aceea, și să mai ai încă 1000 în altă parte. Este fantastic, este nemaipomenit, nu? Dintr-o dată ne-am dat seama că nu mai suntem o biserică mică, ci suntem o biserică foarte mare. Avem deja trei conturi de Facebook... Avem uh, un blog, uh, avem uh, un cont de YouTube și încercăm toate mijlocile care, care există. Dacă le adunăm, toate vizitele care le avem, avem cam 10.000 pe săptămână. 10.000 de hits pe săptămână. Este fantastic, este nemaipomenit. Și acum de, la, de câteva luni de zile suntem pe Credo TV cu un serviciu de jumătate de oră ne dezduim anul ăsta, să intrăm și pe Alfa și Omega, pe televiziunea din Chicago, să ne ducem oriunde se poate face un pas pentru Domnul. Suntem o biserică mică, nu avem bani. Dar ne sună ce de la televiziune și deci spune, vă dăm gratis. Și este un lucru fantastic, ne-am mai pomenit. Aia la plătesc câte 1.500-2.000 pe lună, să le transmită nouă, ne dau gratis. Și este un lucru fantastic. Intrați am intrat într-un domeniu, facem pași într-o lume necunoscută pentru noi încă. Succesul depinde să te afli în voia lui Dumnezeu, dar și de hărnicia noastră. Și de hărnicia noastră. Sunt convins că în anul în care intrăm și dumneavoastră, cum uh, suntem și noi, hotărâți să facem noi pași și să câștigăm noi teritorii pentru Domnul. Și Domnul să ne dea Uh, izbândă. Principiul numărul 4 nu va fi ușor. Nimeni, nimeni nu va putea sta împotriva ta cât vei trăi, eu voi fi cu tine, cum am fost și cu Moise. Versetul număr, numărul 5: uh, Nu te voi lăsa, nu te voi părăsi. Întărește-te și îmbărbătează te Întărește-te și îmbărbătează te Observați, sunt cel puțin de trei ori uh, apare expresia aceasta întărește-te și îmbărbătează-te. De ce trebuie să te întărești? De ce trebuie să te îmbărbătezi? Pentru că nu o să fie ușor. Pentru că e greu. Mulți dintre noi avem ideea asta și nu știu de cine ne-a băgat -o în cap că dacă ești pocăit, Domnul este cu tine, nu? atunci toate ușile se deschid o minune o locuiește pe alta uh, și o să fie, o să fie nemaipomenit. Ascultați-mă bine, o să fie greu. Uneori o să curgă sânge până la zăbalele caielor, cum ziceam în Biblie, ok? Va fi greu. Uneori va țepeni mâna ta pe sabie și nu o să mai poți desface. Uneori o să fii mor de oboseală, uneori o să fii singur, dar Domnul zice, eu n-am să te părăsesc, întărește-te și îmbărbătează-te. Nu o să fie ușor. Lumea în care trăim noi nu o să ne facă o viață ușoară. M-a invitat o biserică americană să vorbesc unui grup de bărbați ce o să li se întâmple lor, nouă în general, dacă o să trăim în Republica Socialistă America de Nord. Pentru că ziceau ei, dumneavoastră ai fost în comunism, mai spune-le și nouă ce, ce, o să, ce o să pățim. Și nu m-am dus. Nu m-am dus, vreau să pățească, dacă, fără să știe, că nici noi n-am știut. Ne îndreptăm în direcția asta. Ne ducem în direcția asta. Mi-e milă de ăștia tineri care nu știu despre ce e vorba și nu ne cred pe noi, pe părinți. nu? Dar treaba lor, eu la colectiv am lucrat, nu, la întreprinderea socialistă am fost nu, de stat, nu de lucrat acolo era de stat <laughs> aveam deja de stat nu de lucrat A, o să vad de aici ce o să pățească dar ce, ce vreau să spun, ne îndreptăm spre o lume foarte complicată o lume grea o lume ostilă creștinilor de la casa albă în coaci, nu? Uh, nu avem prea mare simpatie niciunde. Uh, Mergeți la un consiliu din ăsta local, întrebați ceva despre biserică. By the way, am fost aici la Glendale. Am vrut să închiriez aici un local, uh, 51 cu Bel. Am găsit un local superb, nemai pomenit vreo 8000 de square feet, o chirie foarte fain, cred că 4000 de dolari ne cereau, Uh, și voiam să-l închiriem. Și ne-am dus la City of Glendal. Uh, nici vorbă, domn. Nici pomeneală. Uh, pentru că am aflat că în Consiliu de la Glendale, sunt câțiva homosexuali care n-au deloc simpatie pentru noi, pocăiții. Okay? Nici nu vor să audă de noi. Uh, de la Casa Albă în jos până la City of Glendale, nu o să avem uh, și nu avem simpatie oriunde ne ducem. Va fi tot mai greu de înaintat spre Canaan. Vom avea tot mai mulți uriași cu care trebuie să ne luptăm. Vom da tot de mai multe crize înainte de a intra în Canaanul Ceresc. Nu va fi ușor. Dar cuvintele Domnului sunt: Eu voi fi cu tine, Amin. cum am fost cu Moise. Principiul numărul 5. Și aici aș vrea să. Zăbovim un pic uh, mai mult la el. Uh, versetul 7. Întărește-te numai și îmbărbătează-te lucrând cu credincioșie. Nu te abate de la ea, de la legea mea, spune Domnul, nici la dreapta, nici la stânga, ca să izbutești în tot ce vei face. Ascultați-mă, feriți-vă de extreme. Feriți-vă de extreme. Dumnezeu îi spune lui Iosua, ferește-te de extreme. Nu juca pe extreme niciodată. Adevărul e la mijloc, nu, pe, nu este pe extremă. Numai diavolul lucrează pe extreme. Ăsta joacă pe extreme. Ba pe stânga, bea pe dreapta. Uitați-vă în creștinismul contemporan. Sunt foarte mulți creștini de dreapta astăzi. Ei cred că dacă cuvântul ăsta, dreapta ei o să fie, sunt și drepți uitați-vă la legalismul care există în bisericile noastre. Oamenii mai sfinți ca și sfinții din cer, mai, mai, catolici decât papa. ce aceia care își întorc ochii pe dos. Cum intri în biserica aia te, te judecă? Ba nu ești uns după moda lor, ba nu ești îmbrăcat după, după standardele lor. Am, am fost într-un turneu recent într-o țară din Europa, nu vreau să-i spun numele să supăr pe cineva, dar am venit îngrozit de acolo, pentru că nu arătam bine după standardele lor nici cum, domnule. Aproape că nu ne-au pus să cântăm. Nu mi-au pus să predic. Am fost într-o biserică, zice, o, oh, dumneavoastră ai scris cartea aia între zâmbet și suspin, nu te primi să predice. Aici. Wow. Ăștia voi, zice, tinerește, voi cântați cu negative, domnule. Asta, domnule, te-a supărat. Te supărat dacă ar cânta cu pozitive ai primi. Zice, dacă ar cânta cu pozitive, poate că. Da. Te băre, mai ziceți și voi cântați cu negative. Cântați cu pozitive, domnule. No? Da? Până la urmă mi-au spus că pe mine mă primesc. Acum mai iartă de păcat ăsta. Da, păi, nu. Să stea pe bancă, e cântă cu negative. Nu m-am dus să predic la, la ei. În biserica noastră avem un filmuleț care îl pune foarte des în biserica noastră. Și filmulețul acesta spune cam așa. În biserica asta nu veți întâlni niciodată atitudinea asta, I am holier than you. Eu sunt mai sfânt decât tine. Because we are all broken people. Okay? We are all broken people. Dacă țin la ceva în biserica pe care o păstoresc este asta. Nu este ceva mai mizerabil în creștinism decât nasul ăsta pe sus, ochii întoși pe dos de fariseu care se crede mai bun decât tine. Mister, de unde ai tu pocăi metru ăsta, mă? De unde ai tu pocăi metru ăsta să știi că tu ești mai pocăit decât mine? Câte minuni pe metru patrat faci tu mai multe decât mine? Ok? A murit Hristos de mai multe ori față de, pentru păcatele tale decât pentru păcatele mele. Asta este extremă dreaptă a creștinismului contemporan. Fugiți de ea. Nu, nu umblați pe asta niciodată. Niciodată. We are all broken people. Oamenii ne au nevoie de șanse a doua, a treia, a zecea dacă trebuie obișnuiesc să spun în biserica noastră, sunt două feluri de păcătoși în comunitățile noastre românești. Păcătoși prinși și neprinși. Păcătoșii aia neprinși și scot afară pe aia prinși. Okay? Și comunitățile noastre au în jur o, o pleadă întreagă de oameni excluși, pedepsiți. <laughs> Cine știe, domnule? M-a auzit recent o biserică pedepsită acum o groază de ei. Unul are șapte ani, are voie să mai meargă acolo, unul are uh, 14 ani, are voie să mai meargă la biserica aia și unul zicea, ios pe viață. mai pe viață nu mai are ce căuta acolo. În wow. Wow. jurul bisericilor noastre sunt o groază de oameni de genul ăsta, păcătoși prinși și scoși afară. I-au prins cu țigări, cu băuturi, cu femei, cu droguri, cu cine știe ce i-au prins și i-au scos afară. Ca să rămână ei păcătoși și neprinși să se simte bine împreună. Okay? Să se simte bine împreună. Noi am deschis ușa larg pentru ăștia să vină înapoi. Pentru oile pierdute ale casei românești. Și primim cu toată dragostea. Și nu le reproșăm, și încercăm să-i ajutăm. Because we are all broken people. Pentru că toți suntem niște oameni zdrobiți. Toți suntem niște păcătoși care au nevoie de Harul lui Hristos. Fugiți, vă rog, de extrema asta și nu umblați pe ea niciodată. Dar nu vă duceți nici la stânga, vă rog, a libertinismului religios contemporan. Nu mai contează cum vii, nu mai contează ce faci, nu mai contează nimic, pentru că Domnul e bun, Domnul ne iubește, Domnul e fel de bunic din ăsta ceresc. Eu am cinci nepoți și iubesc foarte mult. Știți de ce să înțeleg nepoții cu bunicii, da? Au același dușman. <laughs> un dușman comun. <laughs> Și unii cred că Dumnezeu e un bunic din ăsta care ne iubește, ne cumpără jucării, face orice pentru noi și nu contează cum vii, ce faci, unde te duci. Nu numai liberalism, că este și liberalism teologic în care Hristos nu mai e Fiul lui Dumnezeu, nu mai e născut din Fecioară, n am murit și nici n-a înviat. Este și liberalismul ăsta teologic îngrozitor, dar libertinism îi spune la ăștia. Pentru care nu mai este nimic ca păcat, poți să faci ce vrei, poți să te porți cum vrei, nu? Nici nu mai putem pica din har, așa -i? Nici nu mai, nu, mai, nu mai poți să faci deloc. Siguranța e eternă, mântuirea noastră e asigurată, poți să faci ce vrei. E foarte periculoasă extrema asta. Nu umblați pe ea. Stați pe mijloc. Adevărul este la mijloc. Așa cum ziceam, numai diavolul umblă pe extreme. Feriți-vă de extremisme. Um, trebuie să. Am auzit că dumneavoastră plecați la 12 acasă. Um, nu, că am să închei. Um, am fost la o biserică și mi-am pus să predic de la ora 12 și ceva încolo și am zis, domnule, de fapt, păstorul zicea, frate, noi suntem o biserică din asta mică, la noi nu, noi nu terminăm la 12. Și am zis, no, de-aia rămâneți voi mică, că nu terminați la 12. Rămâneți un om al cărții. Rămâneți o biserică a cărții. Cartea aceasta lege să nu se depărteze din gura ta. Cugete asupra ei zi și noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea, căci atunci vei zbândi în toate căile tale și atunci vei lucra cu înțelepciune. Eu, eu cred că e bine să existe reguli peste tot și eu am o că și dumneavoastră aveți Constituție. Noi nu avem deocamdată e, și încă ne încăpățânăm să crede că singura Constituție care merge să o avem e Biblia. Mă rog, e bine să avem reguli și Constituții, dar să nu înlocuiască Biblia niciodată. Să nu ajungă mai importante ca Scriptura. Pentru că eu vin dintr-o tradiție în care cineva s-a ridicat în picioare a ridicat statutul bisericii și a spus, fraților, ăsta este statutul acestei biserici pe care noi ne-am rugat, am postit și l-am scris și după asta o să ne judece Dumnezeu. Sper să facă Domnul să-i judece după statutul ăla. Poate au mai... O să scape cumva. Că dacă îi judecă după Scriptură, nu văd cum o să scape. <laughs> niciodată nimic să nu înlocuiască Sfânta Scriptură din viața dumneavoastră a bisericii, din familia dumneavoastră. Orice altă carte, orice alt text, orice alt text, orice altceva, cartea aceasta să nu se depărteze niciodată. Și vreau să închei cu ultimul principiu, numărul șapte, care spune așa, nu vei fi singur niciodată nu vei fi singur niciodată. Dumnezeul tău este cu tine în tot ce vei face. În tot ce vei face. Domnul va fi cu tine. Nu vei fi singur niciodată. Mă rog ca anul acesta care vine, Domnul să binecuvânteze biserica dumneavoastră, biserica New Life, cu harul lui bogat. El să vă ajute să rămâneți robe lui Dumnezeu și slujitorii oamenilor să rămâneți credincioși chemării care v-a făcut-o Dumnezeu prin înaintașii dumneavoastră de a duce poporul lui Dumnezeu în Canaan. Nu uitați că succesul depinde să fiți în voia Domnului, dar și de hărnicia voastră. Fiți mai harnici ca oricând pentru Domnul. Nu o să fie ușor. Feriți-vă însă de extreme. Stați la mijloc, pentru că adevărul este întotdeauna la mijloc. Stați în Sfânta Scriptură, cugetați asupra ei zi și noapte și Domnul va fi cu voi până la capăt. Vă doresc să aveți un an binecuvântat de Domnul, cu sănătate, cu bucurie, cu pace și Harul Lui să fie din belșug peste toți. Amin.